Bună ziua tuturor! Suntem într-un loc care se numește Mini Israel și ceva nou se întâmplă aici. Pentru prima dată avem în spatele meu macheta templului, însă macheta aceasta nu este templul din perioada Mântuitorului, nici din perioada lui Solomon, ci este viitorul templu, al treilea. E macheta celui de-al treilea templu, este gata, făcută și după cum observați în spatele meu, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care o să vi le arăt în amănunțime. Este locul sfânt, este locul preasfânt și trebuie să vă spun că macheta aceasta și templul care va fi construit, va fi construit conform cărții Ezechiel. Așa că mergeți în cartea Ezechiel să citiți lucruri deosebite, extraordinare referitoare la templu și în felul acesta veți avea idee despre ce vorbesc eu acum. Avem aici curtea. Curtea aceasta este curtea mare, curtea neamurilor sau curtea femeilor. Iar aici în mijloc, unde vedeți acest cub, acest pătrat, cu o intrare înspre locul sfânt, aici este curtea preoților. Aici se vede și altarul, îl vedem pe aici, pe geamul din fața noastră. Acolo este altarul unde se aduceau jertfe, apoi intrarea înspre locul sfânt și vedeți prin acest geam locul sfânt, unde era masa pentru punerea pâinilor înainte, de asemenea locul pentru tămâiere, un altar micuț și sfeșnicul cu 7 brațe. Iar în partea cealaltă, în acel geam mai întunecat, mai micuț, este Sfânta Sfintelor. Acolo este chivotul legământului. Conform cărții Ezechiel, acesta este templul care va fi construit de către evrei de astăzi, atunci când se va permite, și aici aveți macheta acestui templu, conform cărții Ezechiel. Și acum suntem în locul sfânt. Aceasta este macheta locului sfânt. Intrăm în templu și, după cum observați, aici sunt câteva elemente. Unul dintre ele este ce avem aici în partea stânga mea. Acesta este altarul pentru tămâiere. Aici se aducea tămâie de către preot, de către marele preot, și se spune în tradiția evrească că mirosul acestei tămâi se urca până la cer și mirosea așa de bine încât ajungea până la Ierihon, undeva la, să spunem, 40-50 de kilometri de Ierusalim, iar o mireasă, așa se spune în tradiție, nu trebuia să pună niciun fel de parfum pe ea pentru că mirosul de tămâie de la templu era așa de abundent. Apoi, în partea aceasta avem sfeșnicul cu 7 brațe. Sfeșnicul cu 7 brațe, numărul perfecțiunii care reprezintă pe Dumnezeu, iar marele preot trebuia să aprindă acest sfeșnic zilnic. El trebuia să ardă 24 de ore din 24 cu un de lemn sfințit. Iar apoi, în partea cealaltă a camerei, avem masa pentru punerea pâinilor înaintea Domnului, tot aici în locul sfânt, și acolo, trebuie să știți, erau 12 pâini, în fiecare zi de șabat, înainte de intrarea în șabat, se schimbau aceste pâini. 12 de ce? Pentru că acestea reprezintă cele 12 triburi ale lui Israel. Iar acolo avem perdeaua, care, după cum observați, este dată la o parte, jumătate este ruptă. De ce? Pentru că Mântuitorul a venit și atunci când a murit la Golgota, această perdea s-a rupt pe din două, de sus până jos. Înăuntru este locul preasfânt și acolo, bineînțeles, erau câteva elemente. Era coșul cu mană, erau pietrele pe care Mântuitorul, pe care Dumnezeu a scris cele 10 porunci și, de asemenea, era toiagul lui Aaron, care a înfrunzit și care a dus migdale. Haina marelui preot, coroana de aur de sus, pe care scria pus deoparte pentru Dumnezeu, Kadosh le Adonai, pieptarul cu cele 12 pietre prețioase, care reprezintă triburile lui Israel, iar jos, după cum observați, sunt rodile și clopoței, apoi un lighean pentru spălarea
mâinilor și a picioarelor. Și acesta este preotul obișnuit, haina preotului obișnuit, leviții, și aici avem harfele sau harpele care se foloseau de către leviți odinioară.